Eu vă invit să rămâneți aproape pentru că în continuare urmează să vorbim despre bani. Alături de mine este un trainer în finanță personală, doamna Daniela Secinski. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Banii sunt probabil cei mai discutați la nivel mondial. Nu știu dacă există o statistică a subiectelor abordate de către lumea ce trăiește pe această planetă, dar sigur printre ele este politica sau geopolitica. În același timp, fotbalul, în cazul bărbaților, în cazul femeilor, poate haine și ceva din câmpul ăsta lexical, dar banii este cumva general pentru toată lumea. Exact, pentru că este sursa cu care noi putem să cumpărăm foarte multe lucruri. Avem nevoie de bani, oricât de mult nu ne-am dori să nu avem nevoie, oricât de mult nu am zice că ce banii nu contează, banii contează totuși în cele din urmă. Mai ales cantitatea lor. Exact. Trăim într-o lume în care suntem dependenți pentru că banii ne ajută, exact ce ați menționat, să procurăm anumite lucruri. Exact. Am avut 2 ani de pandemie și am văzut acele creșteri a prețurilor, în general, în mod special în ultimul an de pandemie. Acum a început și războiul din 24 februarie, atunci când Federația Rusă a atacat Ucraina și din nou o creștere a prețurilor ca rezultat acestui război. Și ne-am trezit cu toții cu un semn de întrebare. Ce facem și ce facem cu propriile noastre finanțe? Haideți să încercăm să facem lumină în această seară. Ce facem mai departe, da? Într-adevăr, suntem dintr-o criză în sănătate care ne-a afectat extraordinar de mult, însă această criză cel puțin ne-a învățat că să punem deoparte este primordial, în așa fel încât mai pot apărea și alte, și alte probleme sau evenimente. Eu sper că mulți au învățat de pe urma acestor crize în sănătate care se referă la pandemie. Și uite că după această criză în sănătate, noi ne confruntăm cu creșterile de prețuri la gaze, creșteri de prețuri din cauza că gazele sunt utilizate ca materie primă pentru producere și ulterior se transformă într-o și o altă criză care se referă la siguranța noastră, da? Și vorbim despre invazie. Și atunci noi nu putem să spunem că este doar sunt niște evenimente, dar toate au repercusiuni ce țin de finanțele noastre personale. Desigur că sunt afectați marile companii și de aici decurge și afectul către buzunarul nostru propriu. De aceea, dacă noi am învățat istorie, da, totul este scris cumva. Dacă se repetă, da, e bumerang. Asta și am vrut să zic, că foarte multă lume știa ce să facă, da, pentru că noi am avut ultima criză mondială, a fost în 2008, exact. Și acolo, la fel, noi știm că mai întâi, prin anii 2000, a fost creșterea la țiței, la fel, la petrolului și s-a majorat inflația și după asta noi ne-am pomenit cu o criză. Foarte puțin dintre noi oameni simple asta cunosc, dar dacă citim măcar o Wikipedia sau ne pregătim să știm de oare ce o să fie, cumva măcar ne dăm niște întrebări. Păi de dacă mă afectează o criză, ce să fac? Vreau să spulberăm câteva mituri și vreau să vă întreb, care mit e mai adevărat? Cel în care cine e mai mare cade și îl doare mai tare sau cel în care cei mai mari pot să reușească să se salveze pentru că ei dictează piața? Care dintre ele este adevărat? Cel mai deștept câștigă. Okay. Eu aș spune în primul rând, pentru că pot fi și mari, dar care dacă nu fac o gestiune corectă. Nu pun deoparte bani, dar s-au îmbogățit repede și tot foarte repede pot să-i cheltuie pentru că iată a venit un eveniment care el nu l-a luat în seamă, dar dacă să luăm statistic sau ca și procentaj, desigur că sunt afectați mai mult persoanele sărace, da? Care au venituri mai mici, da? Pentru că ei nu se pot salva. Sau, dacă vorbim că te pomenești cu o criză peste tine, fie, deci, hai să vorbim chiar și aceste evenimente în care unii oameni își pierd locul de muncă pentru că au fost afectate anumite companii. Hai să luăm exemplu concret, da? Peste noapte, o anumită companie care avea importuri în Ucraina s-a pomenit că nu poate face afacere. Exact. Sau măcar pe perioadă ea nu poate să facă pentru că trebuie să înconjoare, să cumpere din altă parte marfa, se ridică, nu mai are nevoie de angajatul. Dacă compania e vulnerabilă, angajatul mai primește salariul, da, și tu ești afectat pentru că compania poate are careva rezerve. Dar dacă nu le ai, sau dacă te țineai de companie ca și ceva foarte sigur, da? Ți-ai mai luat un credit ipotecar, încă un credit de consum. Tu ești foarte dependent de ce salariu pe care îl primești, dar totodată vulnerabil pentru că tu nu ai un contract în care scrie că după ce te
ce duci de la companie, îți mai plătești 6 luni încă după asta. Unde ați mai văzut? Nu e așa. Ești foarte vulnerabil. Mă scuzați că vă întrerup. Vreau să ajungem în acest punct de ce v-am întrerupt acum, pentru că foarte multă lume acum când ne privește se gândește că da, sunt oameni de genul. Nu, toți suntem. Și de ce suntem toți? Pentru că după Marea Depresiune din anii 20 ai secolului trecut, după cele două războaie mondiale, am avut o perioadă lungă de pace și de prosperitate. Până la început de anii 2000, 2008 cu acea criză imobiliară din Statele Unite, ulterior lumea iarăși a revenit. Transformată într-o criză financiară. Exact. După am revenit și am avut această pandemie la care nu ne-am așteptat că trăim în secolul 21, cine, pe noi nimeni nu ne lovește și trăim în Europa, nu o să avem războaie. Uite că e și războiul. Da, și atunci cu toții suntem implicați. Și afectați. Și nu doar în Republica Moldova, pentru că am senzația că la nivel mondial. Asta se întâmplă peste tot, doar că și dacă dumneavoastră, vedeți, cum se începe o criză financiară, da? Cresc prețurile, crește inflația, banii se devalorizează și se întâmplă alte momente, consecințe care sunt. Cineva care avea credite devine insolvabil. Exact. Da? Fie și companie, fie și persoana fizică, și au toți de suferit în aceste cazuri. Deci, și de ce ziceam că persoanele fizice sunt foarte afectate? Că m-ai întrebat cine, da? Oamenii care au venituri, deci oamenii care au venituri mai mici sau bogații sau, da? Și atunci, dacă o companie poate să declare faliment, da? Și ea, mai ales dacă o societate cu răspundere limitată, da, ea răspunde doar cu capitalul pe care îl are, atunci o persoană fizică trebuie să dea toate datoriile la bancă. Dar când prețurile cresc, da, și nu mai are un salariu, este practic bancrot, hai să spunem așa, da. Atunci ne trebuie să ne gândim foarte atent la acesta sau serios. Să încercăm să facem asta acum, nu doar în doi, și cu cei de acasă, să facă și cei de acasă. Provoc. Să încercăm să ne gândim acum, pentru că fiecare este conștient de propria situație financiară. Bine, eu sper că fiecare este conștient, pentru că am trăit și în perioade în care cheltuiam mai mult decât produceam. Era o perioadă de liniște, de pace și înainte de pandemie. Acum trebuie să fim realiști și nu știm ce ne așteaptă în viitor. Exact. Și nu vorbesc de războiul din Ucraina început de Federația Rusă, vorbesc general. Acum, la câte surprize am avut în ultimii ani, surprizele pot să mai revină. Dar dacă înveți istoria, vezi că tot timpul au fost evenimente de genul. Ce facem? Strângem banii, punem la ciorap, îi punem în băncuțe, îi investim, îi aruncăm. Vă întreb pentru că părerile sunt împărțite. Aici nici nu trebuie să împărțim foarte multe păreri. Este foarte clar ce trebuie să faci. În primul și în primul rând, îți analizezi situația în care ești. Da? Nu mai spui că, băi, dar n-am strâns eu toată viața mea, de-am îi târziu. Nu e adevărat. Da? În primul și în primul rând, începi printre a-ți analiza situația ta financiară. Așa cum ai analiza o companie, îți faci un audit. Da, hai să văd eu luna asta. Dar câte cheltuieli eu am, dar câte venituri eu am. Da, eu în genere mai mult cheltui sau mai mult câștig. Da? Și începi să-ți duci o evidență, să bați bila, da, faci o contabilitate domestică cât de simplă și o poți tu înțelege. Da? Scrii într-un jurnal, vezi o lună, da, și eu spun aici chiar niște pași concreți ce ar putea să facă oamenii. Îți iei o agendă sau un Excel, depinde cine și ce aveți instrumente gadgetul, are, da? Elene, cine poate să, da, cine are un telefon și îi place foarte mult, mai ales acum cardul este legat de telefon, da? Faci, descarci orice aplicație de monitorizare, evidența banilor personali și începi o lună să te verifici, dar cum eu cheltui. Apoi, la final de lună, tu analizezi dar cât s-a dus pentru servicii comunale, câți bani se duc pe ipotecă, câți bani se duc pe mâncare. Da? Și atunci tu vezi, dar cât eu câștig. Și atunci faci, deja după ce ai văzut, doar după ce știi situația ta financiară, pentru că dacă eu o să dau acum o întrebare unui om simplu, iată de acasă, câți bani la tine se duc pe mâncare lunar? Cifra exactă, cine o știe? Da, e problematic. Da? Dacă noi nu cunoaștem, cum noi putem să planificăm sau cum noi putem să economisim dacă noi nu știm cât cheltuim eventual, da? Și atunci asta ar fi o primă etapă, să facem o analiză a cheltuielilor noastre și a veniturilor noastre. A doua lună, ce facem noi? Planificăm. Păi de aici eu mai reduc, mă duc la restaurant nu de 4 ori pe săptămână, mă duc numai de 2 ori pe săptămână, îmi pun un scop să economisesc, văd ce datorie eu am. Și atunci tu începi deja mai calculat să te gândești la situația ta financiară. Dacă vezi că ai multe datorii, faci lista lor, începi să le dai, pentru că cel mai grav sau cel mai grav afectat sunt persoanele care au datorii și vine o criză peste tine. Și eu am vorbit despre asta încă la început. Da? Dacă tu măcar ești pe zero și vine o criză peste tine, tot ce trebuie să faci să te menții. Ești safe mai mult sau mai puțin. Cât de cât. Dacă tu nu ai un ban pus deoparte și mai ai vreo 3-4 datorii,
mai ales psihologic o să simți extrem de greu și pot să, nu știu, foarte mulți oameni se stresează, intră în depresie și se apar bolile, da, psihologice. Și atunci, da, trebuie să fim atenți. Iată, etapă pe etapă, analiză, planificare, schimbăm ce cumpărăm, economisim și începem din următoarea lună să punem bani deoparte. Dăm datoriile mai întâi să fim curați și apoi începem a pune bani deoparte pentru un fond de urgență. Da? M-ați întrebat, pentru zile trebuie negre sau nu? Da? Hai să-l numim fiecare așa cum își dorește. Las popular. Fie clasic zile negre. Sper da că avem timp, pentru că mai am două subiecte, da, pe care vreau să le abordăm. Primul dintre ele, bine, dumneavoastră ați menționat, facem un calcul și ceea ce ar fi corect, să știm pe ce cheltuim, pentru că s-ar putea să fim surprinși la final de lună că mulți bani se duc pe lucruri inutile. Pentru cei care au salarii foarte mici și sunt, din păcate, foarte mulți în Republica Moldova care în continuare au salarii mici și de la o lună la alta se gândesc pe ce să procure bucate pentru a pune pe masă copiilor, ei ce ar putea să facă? Să-ți mai găsești încă un job? E foarte complicat într-o perioadă de criză. Dacă vorbim de perioada de criză, în general, dacă eu să vorbesc de contextul mai ales a Republicii Moldova sau să vorbesc despre contextul actual pe piața muncii, o să vă dau o întrebare retorică. De ce un om nu se poate deci nu reușește măcar trei joburi să acopere pentru că el este foarte solicitat și de ce cineva nu găsește de lucru? De acord. Deci nu este problema că nu sunt locuri de muncă. Și eu am o poziție vacantă acum în companie și îți mai spun din colegii mei care au poziții vacante. Problema este că noi nu ne... Deci hai să mai fac un curs, hai să merg, sunt și cursuri gratuite. Du-te și învață ceva ca tu să te angajezi. De ce? Când vorbim despre finanțe personale în general, eu o să vă rog să nu vă gândiți doar la cheltuieli, dar și la venituri. Bugetul egal cu venituri minus cheltuieli. Sunt două variabile. Noi, când vorbim despre bani, nu ne gândim doar cum să economisim, dar poți să stic gâtul e atâta să economisești. Da? Și la venituri. Cum să cresc venitul? Dar unde să mai lucrez? Dar poate cer un salariu mai mare, dar cum eu să fiu mai bun ca angajatorul să mă plătească? Dar cu ce eu pot să-l ajut ca el să aibă mai mulți bani acest angajator și să mă plătească mai bine? Sigur că nu te duci pur și simplu să ceri, da? Eu tot sunt angajator și nu aș înțelege dacă cineva spune, da, eu vreau pur și simplu mai mult, oleac. Dar ce ofer în plus? Da, da, da. Ce ofer în plus? Nu, bine, eu nu sunt expert și, dar la un moment dat mi-am făcut lucrul ăsta. Era cu mult timp înainte când m-am întrebat, câștig X, vreau să câștig Y. Ce fac? Și mi-am pus și o perioadă de timp. Până atunci văd care sunt soluțiile. În timp încerc să le vezi. Ulterior vezi de la Y să sari la Z sau vezi ce se întâmplă. Oricum trecem prin perioadă și perioadă fiecare dintre noi. Și al doilea subiect pe care vreau să-l mai abordăm, pentru persoanele fizice, pentru cei care poate nu au fost în antreprenoriat până acum, au ceva bani strânși, au ceva bani pe care i-au muncit poate și acum își doresc să deschidă o afacere sau să investească undeva. În perioada de criză, cu acești bani personali, pentru că rămân a fi personale a persoanei fizice, cât de bine este să investim? În primul și primul rând te gândești, deci de investițiile, dacă este un subiect foarte lung, noi nu o să reușim acum să-l discutăm, dar ce aș recomanda cel puțin ca și început la investiții este să vezi în ce domeniu ești bun. Tu nu poți să investești acolo unde tu nu ai cunoștințe, unde nu deții domeniu, da? Dacă eu azi mă duc pe Forex și eu n-am auzit încă niciodată pe Forex, o să stingi toți banii și mâine o să fii dezamăgit în toate investițiile din lume, da? Și nu o să mai crezi în ele. Deci tu când vrei să investești în ceva, da? Dacă tu ești foarte bun la design grafic, de exemplu, investești în design, da? Grafic. Fă-ți un landing gratuit, puneți serviciile acolo, începe un pic să rogi un blogger pe ceva tu lui, faci un barter cu el, da? Și începe să investești într-o afacere a ta. Dar fă asta tranșant și acolo unde tu cunoști. Dar dacă tu vrei, ai bani și vrei să începi chiar o investiție în ETF-uri sau în acțiuni sau cumpărând obligații, consultă un expert mai bine, pentru că se costă mult mai ieftin. Da, și dacă deci vrei să începi o afacere, dacă ești bucătar și ești unul bun, o poți face, exact, în acest domeniu. Nu, dar dacă nu ai făcut toată viața, și aici cu tot respectul pentru fiecare muncă, sigur, ai fost toată viața antrenor de fitness și ai strâns acei bani, de ce să nu investești în acest domeniu, dacă ești bun? Investești în domeniul pe care îl stăpânești. Și atunci lucrurile sunt mult mai simple, pentru, exact, că înțelegi și tu ce faci. Vă mulțumesc mult că ați venit în această seară pentru această discuție. Îmi dau seama că ar mai fi fost multe subiecte pe care să le abordăm sau fiecare subiect dacă am fi intrat mai mult în detalii, dar sunt sigur că ne vom revedea și vom continua discuțiile, pentru că trecem într-o perioadă în care de la o zi la alta sau de la o săptămână la alta lucrurile se mai modifică și atunci fiecare între noi trebuie să fie flexibil și să reacționeze la timp. O seară frumoasă să aveți. Mulțumesc.